Ar vrea, parcă n-ar vrea să plece și dacă pleacă, unde se duce? Vorbesc despre încă premierul Nicolae Ciucă. Îi se ține cald fotoliul de la șefia Senatului, dar acolo e cu ghinion. Ar putea avea soarta lui Florin Câțu. Nu degeaba umblă vorba în popor, cât ești întreabă, toți te întreabă. Nicolae Ciucă vrea să fie întreabă ca să nu piardă și șefia partidului după rotativă. Și dacă vrea să rămână în guvern, are nevoie de semnătura lui Marcel Ciolacu. Veți rămâne ministru al apărării? Nu, haide să nu dăm curs speculațiilor. Cu certitudine vor fi modificări inclusiv la actualii membri ai cabinetului. În momentul în care va prelua funcția de premier domnul președinte Ciolacu, decizia dumnealui asupra ceea ce înseamnă numirea viitorului. În protocolul de guvernare scrie că reuniunea coaliției are loc săptămânal, dar înțelegerea din decembrie 2021 rar s-a pus în aplicare. Chiar Rareș Bogdan mărturisea că au fost luni întregi în care nu a fost convocat la ședințe și dacă și o chestiune minoră de organizare este încălcată, ce alte înțelegeri vor fi modificate? Ciucă și Ciolacu spun că respectă documentul. Pornim discuțiile de la respectarea acestui protocol. Fiind vorba de o coaliție politică, există posibilitatea ca anumite chestiuni să fie modificate. În acest moment avem un protocol și respectăm. Când coaliția va lua altă decizie, sunt primul care am să vin și am să vă anunț. Să nu te aștept să fie liniște și armonie în coaliție după rotativă. PSD și PNL s-au luat din interes, spune Rareș Bogdan. În interesul cui? Atunci când dumneavoastră v-ați căsătorit, v-ați căsătorit din iubire și ați făurit copii și ați construit familii, noi ne-am căsătorit din interes. Nu iubim pe socialiști, mă îndoiesc că ei ne iubesc pe noi, iar dacă nu era războiul din Ucraina și dacă nu era PNRR și dacă nu era criza energetică, probabil lucrurile arătau altfel. Poate nu ar fi rău să mergeți și pe Chiselev, să învățați pe cei care alaltăieri seară la Iași ne spuneau că trei călcați liberalii pe cap, că ar trebui să fie mai respectoși cu noi, cu liberalii. Pentru că noi avem răbdare multă, dar la un moment dat se închide răbdarea și atunci știm să stăm în picioare.